Sărbătoare mare pentru toți creștinii. Peste 1,7 milioane de români își servează o nomastică de Sfinții Constantin și Elena. Moaștele Sfinților Împărați, dar și cele ale Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului, sunt duse în procesiune în capitală. Mii de oameni au participat la această slujbă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Pentru credincioși, ziua de Sfântul Constantin și Elena este una dintre cele mai importante din an. Aproape 2 milioane de români își sărbătoresc astăzi onomastica. Poporul român este legat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, prin grija pe care acesta a purtat-o în creștinării poporului român, dar în egală măsură și Europei, pentru că Europa, așa cum o știm astăzi, își are rădăcinile în Imperiul Creștin al Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Mii de credincioși au participat la slujba de la dealul Patriarhiei. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin? O mare, mare credință, o mare ușurare. O mare ușurare sufletească. Ați venit să vă închinați și la moaștele Sfinte? Da, da, da. Am venit și pentru moaște, am venit și pentru slujbă. Suntem într-un pelerinaj. Ceva special. Am și tatăl care a murit și este îl chema Constantin și nepoți. Și ne gândim la toți care poartă acest frumos nume, Constantin și Elena. E o sărbătoare foarte frumoasă, pică și între Paști și Înălțare de obicei așa și vremea e minunată așa și e o mare sărbătoare. Pentru suflet și pentru tot ce înseamnă în zilele noastre a avea niște calități morale foarte bune, aici într-adevăr e ca o spălare pe suflet și ca o spălare a păcatelor. Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena sunt primii împărați creștini și totodată protectori ai creștinismului. Sunt socotiți mari și întocmai cu Apostolii, deoarece s-au făcut remarcați prin mari fapte care au susținut activ creștinismul. Printre acestea se numără edictul de la Milano cu privire la legalizarea creștinismului, dat de către Sfântul Constantin în anul 313 și convocarea de către Sfântul Constantin a primului sinod ecumenic la Nicea în 325.